Gândește în afara șabloanelor. Bucureștean Sadea Andrei s-a întors la cratiță și la agricultură. Dintr-un om nedespărțit de calculator a devenit un fermier nonconformist care vrea să fie mândru de ce le vinde semenilor săi. Zâmbește la gândul că a ratat cariera într-o multinațională și e fericit că măcar bucata lui de Românie îi arată cu simțul responsabilității. Sătul de viața de yes-man dintr-o multinațională bucureșteană, Andrei și-a luat lumea în cap și a plecat. Nu la Google, nu la Apple, nici în Silicon Valley, ci în Valea Măcrișului din Bărăgan. Să-și clădească propriul său business românesc. A dat cu piciorul în fotoliul căldut și ergonomic de la birou, a schimbat bătăturile de IT-ist pe cele de tractorist și nu-i pare rău. Asta e sediu. Așa arată un patron. Eu sunt mândru, dacă îți mă întrebi. Eu sunt tată. Cele sunt niște care se mai au pe fundal, alea încă n-au pățit ce au pățit astea. Ca orice tânăr cu școală, dezamăgit de ce fac intelectualii în România, Andrei a vrut și el să emigreze. Eram convins, fac facultate bună, să apoi la master sau la doctorat după aia. Oricunde, aici nu există niciun viitor, aici n-am ce să fac și mai departe. Și în anul 2, chiar am plecat din țară. Bursier, în Suedia și Belgia. Nu i-a plăcut. S-a simțit imigrant, printre străini. S-a schimbat ceva înăuntru meu, pentru că nu am mai avut niciun chef să plec. Este ok la muncă, însă dacă vrei să ieși la o bere cu un prieten, pur și simplu n-ai fost același lucru. Și mi-am dat seama că nu m-aș fi integrat niciodată. S-a întors să-și facă un viitor acasă. IT. Programam. Plecam dimineața la casă la 8, munceam la birou, stăteam la birou 8 ore, 9 ore, 10 ore. Dar și în România lui, Andrei tot neîmplinit se simțea. Răzvrătit împotriva sistemului, n-a dat 2 bani pe diploma de licență. Nici nu s-a mai dus la examen. Atunci când am făcut schimbarea, n-am știut ce vreau. Am mers, efectiv, în necunoscut complet. Mi-a zis, nu mai vreau să trăiesc digital, vreau să trăiesc analog. Am zis, wow. A luat lumea în piept pe cont propriu și a reușit, lucru neobișnuit, să combine mintea sclipitoare cu munca fizică și un principiu, agricultură curată. A cumpărat 16 hectare de pământ, cultivă ceaiuri, mirodenii, fructe, salăți și legume. E tânăr fermier, cu acte în regulă și 26.000 de euro subvenție UE. Gâștele pe care tocmai le jumulește le-a crescut cu verdeață, nu cu furaj industrial și fără antibiotice. Le vinde cu succes pe site și pe Facebook. Cu 26 de kilogramul ca acasă. Ca o carne roșie și crescută cu radicchio, mi se pare un preț corect față de o rețea de retail, unde prețul este de 22 de kilogramul ca acasă. Andrei și-a făcut o adevărată rețea de clienți online. Vara livrează acasă coșul cu legume, fără pesticide. Iarna sunt murături. Castraveții mi-au ieșit foarte bine și vorbunele încă mai au să se mureze puțin, pentru că a fost foarte frig. Are contracte cu puținele băcănii din țară care vând mâncare neindustrializată. Ele îi vând și dulceața, ceaiul și siropurile. La magazin, clienții pot gusta bunătățile lui Andrei. Îi pot afla povestea. Pe net și prin ViuGrai, telefonul fără fir face minuni. Și vreți sau nu să credeți, mica lui agricultură întreține o întreagă familie. E Isabela. Ce s-ar întâmpla cu medici? Am uitat acasă. La început ești atât de naiv când pornești în... Cum am pornit eu, dar da. Și a fost extrem de naiv și a fost 100% lângă. Sunt naiv alături de el. Acasă, în bucătărie, e șef. Alexandra îi face etichetele și multă reclamă printre doamnele din cartier care vor să-și hrănească sănătos copiii. Eu pot să te dau încă. Dacă ar exista, de exemplu, o nișă cu cel mai chimizat mezer din România, nu aș face asta. Mi se pare etic să vinzi cel mai toxic produs doar pentru că e cel mai ieftin. Povestea din spate contează mult. Povestea din spatele roșii. De ce nu irigi, Andrei? Pentru că irigată face cantitate mai mare și mai proastă. Neirigată face cantitate mai bună și mai concentrată, mai gustoasă. Ce simte Andrei pentru țara în care s-a născut? Este o relație love-hate relationship, cum zic americanii. De la marea schimbare au trecut 20 de ani, 22 de ani și în continuare ne luptăm cu aceleași tare și cu aceleași probleme care pare să nu se mai termine. Anul trecut am fost în Florența și singurii români pe care i-am întâlnit au fost cerșetorii de pe stradă. Atunci nu sunt mândru că sunt român. Însă există mai multe lucruri care se pot spune despre noi decât faptul că francezii și italieni expulzează cerșetori. Însă are momente când e mândru să-și laude țara. Există
lucruri aici pe care nu le-am găsit nicăieri în altă parte. Nu știu, casă, cum este o casă care este aici vis-a-vis, făcută din pământ și lemn, care e foarte frumoasă. Casa lui și-o va construi la anul, tot aici, în Valea Măcrișului. Iar fiica lui se va juca, probabil, pe uliță, alături de copiii satului, la aer curat. Și totuși, român până în măduva oaselor, Andrei își recunoaște slăbiciunile. Pe toată, îmi place să dau iama încât un fast food. Dar lupta lui interioară e ceva mai profundă și trece dincolo de stomac. Am momente în care sunt dărăsător și e neregulă, pentru că este contraproductiv. Lasă-o mor că merge așa. Mă confrunt cu genul ăsta de atitudine din partea mea, aproape zilnic. Mai urmăresc un stilul tradițional sau o fac lucrurile bine? Pentru că îmi place sau nu-mi place, și eu tot român sunt. Actorul este semi-nou, însă... Chinezesc. Evident, ceva s-a stricat, iar Andrei are ocazia din nou să facă treaba românește. Să-i mai românească, nu, că o să-i vor să și refacă în afara sezonului. Cred că nu avem o cultură a muncii. Națiunile spre care ne îndreptăm, din Europa, Germania, Franța, Italia, Anglia, au o cultură a muncii care a fost înrădăcinată în multe generații de capitalism și de liberă întreprindere. Știe că businessul cu mâncare sănătoasă nu e un tun care să-l îmbogățească peste noapte, ci va crește în timp. Și-a făcut planul pe un cincinal. E în al treilea an de când a pornit afacerea și abia acum pe profit. Cel mai mare câștig al său, libertatea în gândire. Am lucrat în multinațional și de multe ori a zis, băi, asta nu e bine. Asta e. S-a decis la nivelul superior că așa trebuie să faci. Dar nu e bine, nu sunt de acord. Nu s-a mulțumit să gândească în șabloanele impuse de alții. Think out of the box, spune americanul, iar românului nostru i-a reușit de-a dreptul. Azi, deși dârdâie pe un vânt năprasnic, e fericit pe ogorul lui. El decide cât și cum muncește, el își face singur soarta. Sătenii îl privesc cu neîncredere, convinși că n-are nicio șansă, fiindcă e prea mic. Dar el știe ce vrea, măcar bucățica lui de Românie să-și o administreze bine. Și e liber să o facă și nu se răzgândește, chiar dacă e greu. Da, n-am cum să mă prind de deciziile mele. Mi le asum. Am luat o decizie. Asta înseamnă că muncesc mult. Ok, muncesc mult. Aia e. Și la un moment dat, nu o să mai muncesc așa mult. Așa e.